La radio, am obiceiul, la radio am obiceiul să-mi iau bucățica mea de frecvență și să mă duc mai încolo, știi? Să prezint eu acolo ce știu eu. Aș vrea și aici, dacă se poate, să-mi dea cineva niște pixeli din televizor, să mă bag eu mai așa și să prezint pe pixelii mei aici, dacă se poate. Asta sună în jurătură, dar oricum sună bine. Priviți pixelii următori. Avem acum semnalizări primite la www.crcotașii.ro sau cronica@primatv.ro. Transmisiune de excepție de la Cannes, de pe lângă festivalul de film. La serviciu, Mihaela Rădulescu. La primire, ăla mic, Dani. Vreau să vină și Dani în cadrul ăsta, așa-l văd odată la 100 de ani. N-auzi că Dani nu mai e în emisiune de mult. Nu ți-am spus ce a făcut. A rămas doar pe generic. Te rog frumos să-mi aduci pe Dani în cadrul, că eu nu mai continui până nu-l văd pe el. Nu știu dacă cât tu lipsești, ești cam face de cap, că asta am și vrut să spun. Nu vrem să ne băgăm. Eu cu Răzvan, cum să spune Mihaela, nu vrem să... Până la urmă e treaba voastră. Păi da, să zic și eu, nu vă mai băgați numai voi. Așa, salut, Dani. Așa. Încă vreau să-i povestesc lui Dani despre Eva Ionescu. Era interesant. Dar iată de ce l-a vrut atât de mult Mihaela pe Dani în fața ochilor. Să-i dea lovitura decisivă. Ieri a fost premiera filmului Tree of Life și că domnul Brad Pitt și-a luat soția de nevastă și-a urcat treptele cu ea, ea neavând ieri film de prezentat. Dar cum și-a luat soția de nevastă? Și-a luat soția de... De braț, scuză-mă. Ne mai vedem ieri cu seara la televizor. Mă gândeam și eu la ale mele. În fine. Hai mă, Dani, ia-o de nevastă pe soția ta, Mihaela. Nu vezi că stă singurică și suferă la can, mititica? Cât despre dorința cealaltă, ți s-a îndeplinit. E miercuri și ești la televizor. Domnul Brad Pitt și-a luat soția de nevastă și-a urcat treptele cu ea, ea neavând ieri film de prezentat. Dar cum și-a luat soția de nevastă? Și-a luat soția de... De braț, scuză-mă. Nu mai vedem ieri cu seara la televizor. Aflăm acum și ce filme îi plac lui Dani. Bine, nu era greu de ghicit după cum o lasă să se îmbrace pe aia mică. Gândește-te cam cum arată în peisajul ăla despre care vorbeam, că nu mai lăsa să termin de ea cu fetele alea de pe plajă, starletele pentru filmele, știi tu, categoria aia care îți place ție, XX, nu știu cum ziceam. Asta. Gândește-te că pe croazetă treceau niște domni îmbrăcați în portocaliu. Îi știți, desigur. Ei nu erau niște figuranți dintr-un film, ci erau exact domnii din Tibet. Acum vorbesc serios. Da, am înțeles. Și eu sunt foarte serios. Erau niște cetățeni din Tibet, mandatați anume de Dalai Lama, la Cannes. Noi trebuie să-l scoatem pe Dani din treaba asta ca niște buni colegi ce suntem. Știi ce filme vizionează? Zi repede unul din alea cu mașini. Zi repede. Fast and Furious. Așa, în traducere, cam repede, furiosule. Așa nu l-ai scos cu nimic, să știi, așa l-ai făcut cam tinerel și bine făcut. Da, mă scuzați. Și fosta lor colegă apare în emisiunea noastră, tot miercuri, uitați-vă. La sport.ro avem niște imagini din vestiar. Toate bune și frumoase, dacă unul dintre fotbaliști n-ar fi cam expus. Portarul nostru din fier, Zimmerman, a executat un plojom în vestiar, că pe baza balerinelor era muința, putea să înghe... Portarul nostru din fier, Zimmerman, a executat un plojom în vestiar, că pe baza balerinelor era muința, putea să înghețe în poartă jetul. Vivi încă nu înțelegea ce-or juca cei de la voință. Bă, nene, acoperă și tu pe acolo, că e televiziunea prin zonă. Portarul nostru din fier, Zimmerman, a executat un plojom în vestiar, că pe baza balerinelor era muința, putea să înghețe în poartă jetul. Vivi încă nu înțelegea ce-or juca cei de la voință. Încheiem cu Daniela Crudu. La a treia mea bătaie din palme, îți dai chiloții jos. Unu. Dar cu ce bați, cu ce mâini? Baby, take on a dress. Yes, yes, yes. You can leave your head on. Ooh. You can leave your head on. You can leave your head on. Măcar fata e sinceră. Aia are cu aia de filează. Că doar nu era să rezolve o integramă în direct. Ia uitați cu ce budigăi umblă Cruduța. Pentru prima oară în istoria emisiunii Un Show Păcătos, o asistentă își dă jos chiloții în direct. Stoiane, dar ce putere de convingere ai. Și încă stai că încă n-am arătat tot. Dacă te duci. Dacă îmi dau și eu chiloții. Dacă te duci. Așa, așa acasă în fața oglinzii. La conducere și te uiți așa în ochii șefilor. Ne măresc salariul. Da, exact, da.
dacă Daneluța Cruduța rămâne vreodată fără job, iată alte emisiuni care i s-ar potrivi ca un sutien. Emisiunea Românii au talent. Vreți să vi-l arăt? Teleenciclopornografia din minunile naturii fierbinți. Dansez pentru tine. Din toate alea dansez. Vrei să vă arăt? Vrei să fii miliardar cu mine? Mă dezbrac imediat. Nu? Emisiunea Odată în viață. Vrei să vă arăt? Garantat 100% dezbrăcată. Și în fine cireașa de pe corp.